Bună ziua tuturor! Am să încerc să vă prezint, să trec în revistă principalele activități din ultima perioadă, adică din perioada 18 iulie 31 iulie. Am să încep cu activitatea poliției locale și am să vă informez că în această perioadă au fost executate 131 de misiuni patrulare pe destră și auto, din care 10 cu agenți de la Poliția Romană. În cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale, au fost depistate 163 de persoane pentru care s-au luat următoarele măsuri legale. 43 de avertismente verbale, 58 de avertismente scrise. De asemenea, sancțiuni contravenționale aplicate 64, în valoare totală de 11.300 de lei. În această perioadă au fost înregistrate un număr de 107 plângeri și sesizări soluționate. Ca activități s-a asigurat ordinea și liniștea publică la Complexul Moldova, pregătirea activității de bâlci, prevenirea comerțului stradal în zona gangului pietonal, prevenirea faptelor antisociale în părculețele de joacă prin patrulări periodice, asigurarea ordinii și liniștii publice și fluidizarea la distribuirea alimentelor de la depozitul de alimente a Direcției de Asistență Socială din Bulevardul Republicii, patrulare periodică în zonele cu risc criminogen ridicat, cum ar fi zona Anton Pan, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, cartierul Nicolae Bălcescu, zona Islazului, Bulevardul Republicii, blocaj trafic la intersecțiile Bogdan Dragoș, Renașterii Viitorului și Renașterii Matei Milo, cu ocazia unor activități care au avut loc acolo. De la Biroul de Evidență a Persoanelor, în perioada 18 iulie 31 iulie, s-au produs un număr de 813 cărți de identitate. Persoane care au fost programate online pe programul care am introdus încă din acest an, programate atât din țară cât și din străinătate, au fost 139. Cărți de identitate liberate, 635. S-au aplicat 25 de vize de stabilire a reședinței, din care 17 la Roman. Cereri de pașaport, 96, din care la Roman 61. Persoane care au solicitat stabilirea domiciliului în străinătate, 8, din care la Roman 6. Total acte întocmite, 144 din acestea. Acte de naștere 66, de căsătorie 45, de deces 33. Total acte încheiate străinătate și care au fost transmise în România 10. Acte de naștere transcrise 7, de căsătorie 1, de deces 3. Total certificate eliberate 339, din acestea 243 de naștere, 55 de căsătorie, 41 de deces. De altfel, așa cum ați văzut din datele de stare civilă, pentru prima dată după foarte mulți ani, populația municipiului Roman înregistrează un spor pozitiv. Ceea ce ne bucură foarte mult, atât evidențiat prin numărul de căsătorii, care depășește numărul celor din alți ani, dar mai ales prin nașterile care s-au produs în Roman, care raportate la numărul de decese dau un raport pozitiv pe ceea ce înseamnă creșterea demografică în municipiul Roman, ceea ce e un semn bun. Pentru că, în general, în zonele în care nivelul de trai, stresul sau condițiile nu sunt măcar la un nivel satisfăcător, raportul întotdeauna este unul negativ. Iată că după o perioadă destul de lungă în care s-au pregătit anumite condiții care credem noi că sunt satisfăcătoare, aduc un plus pentru cetățeni, de unde și sporul pozitiv înregistrat. Raport al Serviciului pentru Situații de Urgență. În perioada 18-31 iulie s-au înregistrat mai multe activități. În data de 19 iulie, între orele 6:50-8:30, serviciul a intervenit pentru doborârea unui arbore care risca să se prăbușească peste mașinile din zona Oituz. În data de 19, între orele 9:30-11:45, serviciul a intervenit pentru degajarea unui arbore prăbușit peste cablul de iluminat din apropierea blocului 6 din Anton Pan. În data de 20 iulie, între orele 11:30-17:00, serviciul a intervenit pentru doborârea unui arbore care risca să se prăbușească peste un spațiu de joacă de pe strada Anton Pan, în apropiere de intersecția cu Matei Cloșca. De asemenea, în data de 21 și de 22, între orele 7 și 16, a fost salubrizat întreg malul stâng
a râului Moldova între podul rutier și poligonul auto. Lucrări executate în această perioadă de 18 iulie 31 iulie. Formația de construcții a zidit o porțiune de perete și văruit interiorul camerei numărul 25 la blocul 1 din strada fabricii. A montat geam, placat tavan și pereții holului de la intrare din blocul numărul 1 strada fabricii cu plăți de OSB. A confecționat ștacheți la băncile din zona Roman Vodă, bulevardul Roman Mușat. A curățat cadrul metalic al luminatoarelor de la hala platformei în vederea montării sticlei găsite deteriorată. A continuat decopertarea pereților la centrala termică a primăriei și continuă reparațiile la această centrală. A început reparații la scara de vest a primăriei, dar și a rampei pentru persoanele cu handicap. Se poate vedea că lucrările continuă. S-au montat două locuri de joacă noi, unul la Creșa Smirodava și un loc de joacă la grădinița Muguri de Lumină. Formația de reparații și întreținere drumului a executat următoarele lucrări. A finalizat asfaltarea trotuarelor și aleilor în strada Calistra-Hogaș, blocul 2. A asfaltat zona rămasă în urma intervenției societății Apaserv în străzile Mihai Viteazul, intersecții cu Primăverii, Spiruha Rece 52, Renașterii și Viitorului, bulevardul Nicolae Bălcescu, Ion Ionescu de la Brad, bulevardul Republicii în zona liceului Vasile Sav, Grivițe, intersecție cu Vasile Lupu, Păcii numărul 41 și 47, Spiruha Rece numărul 52 și 64, Mihai Viteazul, blocul 2, B și Aleea Liliacului, blocul 7, scara B. Asfaltat canalul rămas în urma intervenției bulevardul Nicolae Bălcescu, zona Panificație. Asfaltat trotuare la baza blocului numărul 1 din Victor Hugo, scările B și C. A finalizat parcare în bulevardul Republicii, blocul 56, balastare, compactare, asfaltare. A asfaltat o porțiune de trotuar la baza blocului și alei la intrarea în scările blocului numărul 54. A adus la nivel prin asfaltare 6 canale pe strada Progresului. A finalizat asfaltarea sectorului de stradă Fundătura Perișorului. A asfaltat găurile și un canal în strada Anton Pan, blocurile 31, 33, 35. Și a început asfaltarea unor altor trotuare în jurul blocurilor din zona Tineretului. De asemenea, intervenție la instalația de apă un grup sanitar din primărie care a fost rezolvat. Formația confecției metalice a continuat lucrările de montare a centralii termice de la seră, montare, bănci și coșuri. În asociația 33, blocul 4, scările A și C, două bucăți, blocul 6, scările B și C, două bucăți, blocul 8, scara F, o bucată, blocul 10, scările B și C, două bucăți, strada Cuza Vodă, blocul 13, o bucată, asociația 10, strada Tudor Vladimirescu, două bucăți și coșuri, asociația 53, 7 bucăți, bănci și coșuri, pe strada Alexandru cel Bun, total 10 bănci și 3 coșuri. Confecționat și montat bătător la blocul 14 din Anton Pan, confecționat și montat 4 stâlpi metalici pentru strada Dimitrie Cantemir, intersecție cu Griviței, acolo unde se întâmplă accidentul, a fost doamna la mine într-o audiență și am găsit, sperăm noi, o metodă care ține mai puțin de siguranța rutieră aflată în reglementările clasice și e o invenție, să spunem, de stare, de situații de urgență acolo și montăm niște, i-am pus și montat stâlpii metalici pentru cine va intra acolo, clar că va fi ruptă mașina complet și deasupra și de sub. Așa că e riscul lui, băgați ceva 80 cm în pământ, betonați și o vedea ce se întâmplă. Blocare cu stâlpi alei în Anton Pan, blocul 15, confecționate indicatoare rutiere, 16 bucăți. Formația iluminat publică, întreținere fântânei arteziene, intervenții la iluminat, 27 de intervenții, revizie la semafoare, 6, pozare cablu 370 plus 35 la bazar, schimbarea linii alimentare, cabinetului medical de strada fabricii. Lucrări propuse în această perioadă, continuare lucrări de montare centrale termică la seră, montare băși și coșuri în asociații, intervenții la iluminat public, pozare stâlpi și montare lămpi pentru iluminatul pietonal, continuare lucrări de confecții metalice și indicatoare rutiere la platforma de producție a primăriei municipiului Roman. Activitatea Serviciului Administrare Parcări
marcaje rutiere, executa marcaj longitudinal Dobrogeanu, Gherea, Tronson, Pascal, 1 mai, pe ocolitoarea Roman Vest, Tronson, Miron, Costin, Caoflan și pe strada Vasile Conta, precum și pe strada Anton Pan. Refăcut integral marcaje de parcare în reședința 122 cu 22 de locuri, executat treceri de pietoni 7 pe Dobrogeanu, Gherea și 2 pe Vasile Conta, executat marcaje numere matriculare auto în parcări Rezvețe și parcările de reședință noi din Alea Liliacului și Alea Revoluției în urma licitației din 21 iulie. De asemenea, executat marcaje în parcări noi în Ion Creangă, blocul 12, 18 locuri, în Tudor Vladimirescu, blocul 13, 10 locuri, în Dobrogeanu, Gherea, blocul 10, 14 locuri și în Vasile Conta, 7 locuri. S-au montat indicatoare rutiere, 8 indicatoare oprire interzisă pe renașterii și viitorului. Un indicator oprire pe strada Tudor Vladimirescu, un indicator oprire interzisă la Petrom, Roman Vest către Caufland, toaletare pe Nicolae Băcescu, Tronson, Petrom, Miron, Costin, 6 indicatoare limitare de viteză diferențiată pe categorii, Bulevardul Nicolae Băcescu, montat indicator drum fără ieșire pe Matei Bilo la intersecție cu Dimitri Cantemir, montat indicatoare pe garduri și transportat garduri în vederea restricționării traficului cu ocazia Bâlciului, cu forschițe aprobate în Comitetul Local pentru Situații de Urgentă, montat pe strada Dimitri Cantemir 2 indicatoare de nivelare pentru limitarea vitezii la intersecția cu Grivițe și 2 indicatoare oprire la intersecția cu Matei Bilo. Parcări de reședință, atât pe 21 iulie cât și 28, după licitația de 21 iulie, pe 28 iulie au început înscrieri în vederea licitației pe 4 august, pentru următoarele parcări de reședință. În Tudor Vladimirescu, blocul 13A, 10 locuri, în Tudor Vladimirescu, blocurile 4 și 8, 22 de locuri, în Ion Creangă, blocurile 4, 6, 12, 68 de locuri, în Smirodava, blocul 27, 29, 22 de locuri, în Vasile Conta, 7 locuri, în Dobrogeanu, Gherea, blocul 10 și 10A, 14 locuri. În total, 143 de locuri vor fi scoase la licitația din 4 august. S-au primit 6 solicitări loc parcări Răzlețe și s-au întâmplit procese verbale pentru licitația din 21 iulie la cele adjudecate. S-au eliberat 7 contracte de parcare, s-a actualizat baza de date la un număr de 40 de contracte de închiriere parcări noi. De asemenea, la parcări publice cu plată, s-au efectuat operațiuni de întreținere parcometre, setare aparate, schimbat cărtie imprimată și verificat tensiune de alimentare, legătură rețea cu panou solar, s-au verificat autoturisme în parcări și științare de plată prin fluturaj de informare atunci când este cazul. S-au executat operațiuni de mentenanță atât curente cât și intervenții la solicitarea cetățenilor pe telefonul de intervenții, s-au eliberat 9 tichete abonament în valoare de 360 de lei, încasări parcometre pe cele 21 de bucăți, 8.579 de lei, total încasări la parcări publice, 8.935 de lei în această perioadă. De asemenea, serviciul administrare, parcări, semnalizare rutieră, ca semnalizare rutieră a montat indicatoare oprire interzisă pe viitorul și restricționare de viteză Bulevardul Nicolae Băcescu la 30 la oră, pe jurul, în zona caselor, s-a montat indicatoare parcare de reședință în Alea Liliacului și Alea Revoluției și toaletare, acolo unde nu se vedeau bine aceste indicatoare. S-a montat o grindă rotieră pe strada Soldat Porojan, colț cu Plevne. Marcaje parcări noi în Anton Pan, inscripționat numere licitație parcări Răzlețe, din 21 iulie și terminat marcajele pe Roman Est, zona de parcări și pe strada Anton Pan, trecerile de pietoni. Activități executate de serviciu administrare parcuri și sere. Pe formația administrare parc municipal, activitatea de agrement cu embarcațiuni și închirieri teren de sport în perioada 18 iulie-31 iulie, s-au încasat 12.100 de lei. Activități curente, cosit, adunat, transportat iarbă, executat tratamente la flori cu fertilizant foliar, reparat embarcațiuni, înlocuit carme, montat aspersoare la insula Planeta Verde, s-au înlocuit lanțurile la leagăne la locul de joacă, montat carabine pentru ancorarea embarcațiunilor, curățat gheapurile de scurgere de, resturi vegetale, curățat alei cu turbojetul, reparat instalația de alimentare cu apă la lacul de agrement, înlocuit raportul vasului de expansiune și presostatul, înlocuit manșoane la mecanismul de propulsie al embarcațiunilor. S-a reparat podeaua de la foișor, s-au tăiat și transportat arborii căzuți în urma furtunii, 3 bucăți,
confecționat și montat și lăpuit gard de separare la țarcul căprioarelor. Formația spații vers a păsit și intervenit în zonele Bazar, Parc Muzeu de Artă, Parc Primărie, Parc Casa de Cultură, Parc Bulevardul Roman Mușa, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Sucedava 1, strada Energiei, strada Chimiei. În favorit, sensul giratoriu, Noitus Libertății, Alveola Colegiului Tehnic Petru Pone, Alveola Pompier Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Alveola Cimitir, Grădinița Muguri de Lumină, zona Stării Civile. Tunzgarul fiind în Asociația 15 în Dobrogeanu Gherea, plantat în Alveola de Pompieri și Alveola Colegiului Tehnic Petru Pone, plantat la Muzeul de Artă și la Parcul de la Primărie. Cam acestea ar fi activitățile curente de lucru. Ca un raport de activitate pe Complexul Sportiv și de Agreme Moldova, sunt în măsură să vă informez că în perioada 18 iulie-31 iulie, total încasări de stradă am avut 122.719 lei la un număr de 11.315 persoane. În weekend, numai sâmbăta, în cele două sâmbete, am avut încasări de 15.511 lei la un număr de 1.364 de persoane, iar duminica, o încasări de 52.396 de lei pe un număr de 4.106 persoane. Pe Foișoare am avut închiriat în această perioadă 85 de foișoare, o sumă de 2.832 de lei. Numai sâmbătă au fost închiriate 19 foișoare cu 610 lei și duminică 26 de foișoare cu 739 de lei. Acestea ar fi datele care țin de activitatea complexului sportiv. De asemenea, în perioada următoare vom încerca, așa cum s-a organizat la Piatra, ediția 5 a avut loc acolo, a Tuning Festului. Dorim să organizăm și noi în incita strandului municipal de Roman o expoziție, spectacol care să conțină mai multe tipuri de activități, live tuning, expo tuning, demo drive, after party, deci mai multe acțiuni care să țină de acest element care poate fi interesant pentru mulți cetățeni, să-l facem și la Roman în perioada următoare. Vom veni cu amănunte legate de zile și ore în acest sens. Important e că decizia a fost luată să organizăm și mai mult decât atât dorim să și purtăm discuții în această perioadă pentru a rezolva aceste probleme. Legat de activitățile de la APASERF, sunt în măsură să vă informez că au fost eliminate pierderile la branșament de pe strada Nicolae Bălcescu 32 și Bogdanu Dragoș Dispensar, din strada Maramureș 49, Soldat Parojan numărul 19, precum și pierderile din distribuție pe strada Mărului Măruo, pe strada Chimic la Sicevaldus și strada Viitorului intersecție cu strada Colectorului. S-a înlocuit un capac de cămin de vani, precum și în strada Sucedava intersecție cu 1 Mai. De asemenea, au fost eliminate pierderile din căminul de vani din strada Gheorghe Doja intersecție cu strada Olteniei. Pe canal s-a făcut verificare și curățare în cămine. În Victorul Cop, blocul 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, în Alexandru cel Bun, blocul 7, în Castanilor, în Smirodava, blocul 10, 10A și Vilele 20, blocul 54 și 56, în Bogdan Dragoș, blocul 5, în Vasile Alexandrii, Stradal plus Aval, în zona Griviței, în Dobrogeanu Gherea, blocul 8 și Stradal, în Soldat Borojan, numele 16-18, Stradal plus Aval, în zona Griviței. Vidanjare și spălare la stația de pompare ape uzate din Sucedava, blocul 2, din Dumitru Mărtinaș, intersecții cu Fabricii, din Tinescu, Tinosul, intersecții cu Progresului și în Petru Rar și intersecții cu Avram Iancu, precum și în Vasile Alexandrii, rețea stradală spălare. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Cearosete, blocul 20, Aleea Turul Admirescu, blocurile 4, 6, 8, în Smirodava, blocul 6, 11, 13, Vila numărul 20, în Smirodava, Colectoră, Naval de blocul 6, 8, în Castanilor, numărul 4, Racor și Stradal,
în Vasile Alexandrin, numărul 14 stradal, în Dr. Felix, blocul 1, în Dobrogen, în Gherea, blocul 8 stradal, în Soldat Corojan, raport și stradal, în Decebal, blocul 1. Alte activități, reparații la cămin, planșeu, ramă și capac de fontă de energie, la numărul 1, în zona privighetorilor, blocul 1, spațiu verde, verificări canal plus detectare de copertare cămin în castanelor, zona numărul 3, și înlocuire garnitură la ramă, capac, mi-a evitat cu numărul 67, stradal. De asemenea, societatea locată informează că a rezolvat problema la Gaigheru din Narciselor numărul 11, o solicitare pe care le-am făcut-o în urma unei audiențe, și de asemenea, în cimitirul Bălcescu, la solicitarea mea, a avut loc activitatea de cosit, luat gunoi, s-a și erbicidat, erbicidare totală, acolo, în interiorul cimitirului. Apa Servu, de asemenea, are două intervenții, avarii la apă în spate la Casa de Culturii, pe Unirii, și avarii în captare, care, așa cum vă spuneam, amândouă sunt în soluționare. La canal, curățare pe grivițe intersecții cu Vasile Alexandrii și grivițe intersecții cu Dimitrie Cantemir. Cu privire la perioada de caniculă, am stabilit mai multe puncte de intervenție și de sprijin. Astfel se distribuie apă populației în locurile fixe, piața la administrarea piețelor, farmacia Ritter de pe strada Anton Pan, dispensarul 1 din Bogdan Dragoș și la sediul primăriei. De asemenea, se vor amplasa în plus, începând de astăzi, două corturi cu ventilatoare, unul în zona centrală, în zona cubului, unde e traficul mare spre zona pieței, și în zona maro. Se vor monta două corturi cu apă, cu ventilatoare, astfel încât persoanele care simt că nu se simt bine, că le e rău, să poată profita de asemenea această amenajare. Recomandarea este ca în perioada în care este caniculă și este foarte cald, să se evite ieșirea și expunerea pe timp delungat la soare. Aceste corturi vor fi operative între orele 11 și 16. De asemenea, o discuție pe care am avut-o în operativa astăzi, dorim reamenajarea fântânii artezienii din fața primăriei. Drept pentru care am propus să analizăm și să achiziționăm de PSA un proiectant care ar putea să devină cu o soluție, astfel încât să putem elimina mai multe din pierderile pe care le avem, rețelele de sufim foarte vechi, pompele care sunt foarte multe, fiind un sistem, dacă vreți, destul de vechi, o fântână construită, chiar dacă a mai fost reabilitată de-a lungul timpului din anii 80, și de asemenea, deci peste 18 pompi asigură funcționarea ei, plus ghiuzele jeturilor și becurilor care, de fapt, nici nu se mai practică, nici nu se mai găsesc în comerț. Am colectat cam tot ce a fost prin țară, pe la demand în toate depozitele, ca să putem asigura funcționarea și pe perioada următoare, drept pentru care ne propunem un gând, o idee de a vizualiza, de a analiza, de a avea o propunere, o propunere pe care, una, două, trei, pe care să le lansăm și public într-o dezbatere și funcție și de opțiunea cetățenilor să putem să ajungem la o idee constructivă bazată pe o funcționalitate optimă, adică cât mai ușoară la întreținere și cât mai frumoasă la privit, cu un nou design care, dacă va intra într-o dezbatere în acest an, posibil anul viitor să se poată avea și reconfigurarea acesteia. V-am spus-o că astăzi am discutat în operativă și astăzi am și lansat-o în analiză. De asemenea, de la Direcția de Asistență Socială, vă pot informa că mai sunt 1000 de persoane de ridicat alimente. De azi încep categoria pensionar. Deci până acum au luat categoriile ajutor social, handicapul, șomerii. Termenul de finalizare este 15 august și până acum s-au dat la peste 3500 de persoane. De asemenea, dacă trecem la partea de activități, lunea trecută am participat la întâlnirea Comitetului Director Asociației Municipiilor din România,
unde am avut întâlniri cu vicepremierul Vasile Dâncu, dar și cu ministrul Muncii. Am avut o agendă destul de încărcată de lucru, în care s-au discutat lucruri care țin de decizii în prezent, dar și de decizii pentru viitor. Era vorba despre legea salarizării, este vorba despre ceea ce se va întâmpla cu echilibrarea salariilor. Acolo noi am fost foarte tranșanți, discuțiile au fost foarte aprinse între ministrul Muncii și primari, în sensul că dorim să trecem la o altă etapă de analizare a salariilor și de a crea un echilibru în sistemul bugetar, nu aceste măriri heirupiste care se fac pentru anumite categorii de personal. Când fac medici scandal, dă-le 25%, când fac profesorii scandal, dă-le și lor 15%, când face direcția asistență socială scandal, dă-le și lor 10%, mai face și administrația, dă-le una peste ochi, și că nu s-a întâmplat nimic până acum, drept pentru care trebuie să aibă loc o așezare acestor salarii, pentru că toate aceste măriri heirupiste nu pot decât să creeze dezechilibre în sistemul de salarizare bugetară. Am solicitat acest lucru și mi s-a promis că până în luna septembrie se vor colecta toate datele de la toate primăriile privind tipurile de salarizări și cuantumul salariilor, pentru a se vedea foarte clar o platformă de lucru, iar până în octombrie-noiembrie să avem deja un draft despre ceea ce înseamnă echilibru. S-a promis că se încearcă și mai repede. Noi am dorit ca lucrurile să înceapă să se așeze, pentru că deja trenează de prea mulți ani. Un alt subiect a fost reorganizarea administrativă a României. Acolo unde eu am susținut-o și o susțin și am prezentat-o și la Asociația Municipiilor, faptul că n-ar trebui să fie comună cu mai puțin de 5.000 de locuitori, oraș cu mai puțin de 10.000 de locuitori, municipiu mai mic de 30.000 de locuitori și județ sub 1.500.000 de locuitori, astfel încât să devenim și noi, așa cum spune omul, în rând cu lumea. Polonia s-a reorganizat de două ori administrativ de la Revoluție încoace, noi n-am reușit nici măcar o dată. Sunt țări mult mai mari ca întinderii ca noi, care au câte 10-12 landuri, districte, regiuni, sau cum s-o numi în fiecare țară. La noi, la ora actuală, sunt aproape 50, dacă vorbim de județe împreună cu sectoarele, ceea ce asigură, dacă vreți, un echilibru destul de greu financiar. Cred că ar trebui luat de nou în considerare regiunile istorice, trebuie gândit foarte atent și ar trebui o voință politică. Primarii, indiferent de culoarea politică, și-au dat mâna și sprijină și s-au angajat să susțină conducerile partidelor un demers astfel încât cu o decizie corectă, dreaptă, care să așeze România pe un nou drum, să se poată face, inclusiv, dacă vreți, cu ceea ce înseamnă modificarea Constituției, așezarea pe temeiuri corecte, moderne, funcționale, iar alegerile din 2020 să poată deja intra pe un nou sistem administrativ regional. Apoi a fost discuția asupra obținerii fondurilor europene, acolo ne-am ridicat de asemenea faptul că modificările la modificări nu fac decât să ne întârzie și să aducă o cheltuială în plus de bani, pentru că trebuie să modificăm SF-uri sau PT-uri, ne mai vorbim de alte avize și acorduri, ceea ce ne îngreunează foarte mult activitatea. Sperăm ca în luna august și noi, Primăria Roma, să putem depune 3-4 proiecte pe fonduri europene. Unul ar fi Casa Celibidache, al doilea ar fi Casa Manolescu Strunga, al treilea ar fi pachetul de blocuri pentru izolări termice. Și al patrulea ar fi cu două componente, Parcul Zăvoi și Parcul Jora. Deci ar fi o pornire la drumă serioasă, să zic așa, să depunem în această lună aceste proiecte și ne pregătim pentru celelalte proiecte în perioada imediat următoare, și aici mă refer la clădirile publice, care sperăm să apară în timpul cel mai scurt, pentru că pentru sănătate și învățământ eu nu văd să apară în anul ăsta, deși s-o anunța că se muncește cu elan. Nu am, de experiența mea, spune că nu se va reuși să depună proiectul în acest an, pentru că nici ghidurile dezbatere, dacă vor ieși, pentru că de-abia dacă vor fi aprobate strategiile generale sectoriale pe perioada 2016-2020. Drept pentru care, sigur, semnele de întrebare și de mirare pe care noi le-am
adus acolo, sperăm să producă o anumită o lucrare. De asemenea, s-a și luat decizia pe ceea ce înseamnă oficiile teritoriale de informare pe urbanism și cadastru, care vor lua ființă în perioada următoare în sistem informatic, să poată asigura o bună informare și operaționalizare, ce ar duce la o configurare rapidă a puburilor și a puzurilor, care știm că au o viață destul de greoaie de la gândire, de la concepere și până la naștere. Și sigur, multe alte lucruri care ar trebui să sprijine mai mult administrația. De altfel, noi, Primăria Municipiului Roman, după modelul, nu este o idee nouă, este o idee, dacă vreți, transferată de la guvern, a premierului Cioloș, cu Comisia de Tăiat Hârtii. Iată că lansăm și noi o nouă campanie, Spune-ne ce să simplificăm, se numește campania noastră. O inițiativă de debirocratizare a administrației publice locale prin preluare în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. Inițiativa Comisiei Locale de Tăiat Hârtii, Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare, SCIMU, care se ocupă din primărie cu acest lucru, are ca principal obiectiv implicarea în mod direct a cetățenilor pentru a obține o interacțiune mai eficientă dintre administrație și cetățeni. În acest sens, pe site-ul primăriei roman, www.primariaromanlegat.ro, va fi lansată o secțiune cu scopul de a colecta și centraliza propunerile transmise de cetățeni. Principiile pe care le vom aplica sunt informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la accesarea serviciilor publice furnizate de municipiul Roman, reducerea traseului parcurs de cetățean reprezentanții mediului de afaceri respectiv pentru rezolvarea unei solicitări, reducerea numărului de documente solicitate pentru rezolvarea unei probleme. Zonele principale vizate de acest proiect sunt simplificarea procedurilor de lucru ale administrației publice locale, transferul electronic al datelor între structurile interne subordonate Consiliului Local al Municipiului Roma, reducerea traseilor și documentelor interiorul instituției sau între structurile instituției. Practic, ce ar trebui să facă cetățenii, că de aici plecăm, să le transmită mesaje pe adresa de mail simplificare@primariaromanlegat.ro. Deci pe mail-ul simplificare@primariaromanlegat.ro, în care să ne descrie ce procedură am putea elimina, reduce sau simplifica cu privire la accesarea unui serviciu public. Sigur, toate aceste propuneri vor veni, vor fi compilate, vor fi analizate, pentru că ele nu trebuie să contravină legislației și reglementărilor în vigoare. Dar, de ce nu, orice idee care este bună trebuie preluată, trebuie toaletată, trebuie adjuncționată, trebuie adusă în conceptul legislației vigoare și poate să aducă un plus pentru instituții în sine, dar în special cu adresabilitate către cetățeni. Așadar, lansăm această campanie, spunem ce să simplificăm. După ce am lansat o altă campanie, Romașcani salvează vieți, iar astăzi asistăm la debutul acestei campanii. O inițiativă a Primăriei Municipiului Roman în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență, Primăria dorind să încurajeze locuitorii orașului să doneze sânge și totodată să-i conștientizeze cu nevoia permanentă de produse sanguine din unitățile medicale. Așadar, campania se va desfășura în perioada 1-31 august la sediul punctului fix de recoltare din ambulatorul de specialitate al Spitalului Municipal de Urgență din strada Tineretului, numărul 28, etajul 2. Programul este zilnic între orele 7 și 11. Pot primi aproximativ 10 donatori pe zi, conform programării la sediu, sau telefonic la 0333-401152. Repet, 0333-401152. Primăria Municipiului Roman va oferi tuturor donatorilor în cadrul derulării campaniei bilete gratuite de o zi la ștrandul din interiorul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova. Și toate condițiile pentru donare sânge se află publice, ca și recomandările pe care le facem în acest sens se află pe site-ul nostru. De asemenea, sunt prezentate și drepturile donatorului și la ce beneficiază, la o zi liberă de la locul de muncă,
buletin pentru analize efectuate din sânge recoltat, decontarea cheltuielilor transport dacă ai domiciliu sau reședință în altă localitate, alocații de hrană sub formă de etichete de masă, 7 etichete pentru fiecare donare de sânge, analize suplimentare pentru cei care donează de 2-3 ori pe an. Iar în plus, așa cum vă spuneam, Primăria Municipiului Roman oferă tuturor donatorilor în cadrul derulării campaniei Romașcanii salvează vieți, bilete gratuite de o zi la ștrandul din interiorul complexului sportiv și de agrement Moldova. Iată câteva lucruri pe care le avem în dezbatere publică, pe care le-am și lansat ca și campanii. Da? Romașcanii salvează vieți. A spune-ne ce să simplificăm. De asemenea, proiectul cu fântâna arteziană sunt lucruri pe care le lansăm în dezbatere publică. De altfel, pe data de 18 august va avea loc întâlnirea cu stranieri în cadrul zilei lunii august, care știți că este luna de gustar, când va avea și locul târgul meșterilor popular, târgul de gustar și zilele diasporei. În cadrul zilelor diasporei lansăm și întâlnirea din 18 august cu stranieri, care probabil va avea loc la sediul primăriei municipiului Roman. Dar deocamdată lansăm această zi. Așadar, vă spuneam, luni de întâlnirile care au avut loc și le-am conexat cu subiectele tangente. Marți, operativa mare, ședință cu apaserul și locato, ședință de lucru cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență privind planul de organizare a Bâlciului Roman ediția 2016 și ulterior ședința ordinară a Consiliului Local. Miercuri am avut ședință cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență pe mai multe subiecte, cel mai important fiind Centrul Primire Urgențe. Joi dimineața a avut loc deschiderea Bâlciului și de asemenea ședință cu serviciile care țin de investiții. Vineri, întâlniri cu Direcția Tehnică, Direcția de Urbanism, privind lucrări în municipiu și amenajări. Apoi cu DSE-ul, Direcția de Servicii Militare, privind amenajări și întreținere în municipiu. Și din nou vizită cu conducerea spitalului, după care vizită în Spitalul Municipal de Urgență Roman, atât cu o ședință de lucru acolo, cu o parte din personalul din CPU, care nu va mai fi prezent săptămâna asta acolo, deoarece se află în concediu. Astăzi urmând să am a doua parte, a doua întâlnire la ora 12, în prezența și a Comitetului Director și a Consiliului Medical. Vizita s-a transformat într-una de lucru și într-una de analiză. Am vizitat și CPU cu observațiile funcționale pe care le-am avut acolo și în ambulatoriu, de asemenea, cu observațiile pe care le-am avut la fața locului. Le-am trasat sarcini și termeni de rezolvare. Termenul general, final, peste toate, este de 2 săptămâni, 15 august. Pe mai multe puncte pe care ei și le-au notat. Dincolo de aceste amenajări, sigur că ne interesează funcționalitatea centrului de primire urgență. Pentru o bună informare, vă voi da câteva date acum, urmând ca să revin și după ședința pe care o voi face astăzi. Au fost mereu anumite lucruri lansate în spațiu public, în presă, pe Facebook și așa mai departe. Noi mulțumim tuturor celor care se interesează, care doresc să se rentabilizeze activitatea, care apreciază creșterea calitativă a activității din spital, dotările din spital, dar care sesizează și disfuncționalități pe care trebuie să le aducem la cel mai repede la un numitor bun de funcționalitate. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că unele propuneri sunt bune, sunt corecte, altele n-au nicio legătură cu legislația și cu reglementările în vigoare. De asemenea, mulți zic, mai lăsați investițiile în altă parte și angajați mai mulți acolo. Vreau să vă informez pe dumneavoastră și pe această cale și cetățenii că Centrul de Primire Urgență are organigrama direct aprobată de către Ministerul Sănătății. Deci, administrația publică locală, primăria, nu are niciun atribut în modificarea statului de funcții și de personal. Eu am luat și m-am pus foarte bine la punct cu organigrama, cu structura medicală a spitalului, în care am subliniat foarte clar Centrul de Primire Urgențe. Apoi am preluat și am analizat și le-am făcut adnotările mele aici, statul de funcții,
Am lucrat personal pe el. De altfel, am dat și niște teme de lucru și aștept astăzi la ședință să văd ce rezultatele au dat la probleme. Că eu la problemele mele mi-am făcut lucru pe acasă și știu ce rezultate ar trebui să-mi dea atâta bani, atâta scurt. Pentru că aș vrea să fac niște schimburi acolo de personal, pe schimb, o redimensionare. Pentru că, să știți, din calculele mele și din analizele mele, personal există. Și anume, la ora actuală, în centru de primire urgență, conform statului de funcții, pe care, repet, nici primarul, nici Consiliul Local, nici spitalul nu-l poate modifica. Centrul de primire urgență se află sub directa îndrumare, coordonare a Ministerului Sănătății. Nu putem noi nici să punem mai mulți angajați, nici mai puțin, nici să dăm salarii mai mari, nici mai mici. Ca să fie lucrurile clare. Da? N-are cum medicul veterinar să transmită navetă spațială pe lună. Deci ca să stabilim lucrurile foarte clar. Vreau să vă spun că s-a aprobat prin ordinul Ministrului Sănătății pentru Spitalul Municipal de Roma, în centru de primire urgenție, 7 medici. În statul de funcții sunt 7 medici. La ora actuală, existent, care lucrează în centru de primire urgenție, sunt 7 medici. 5 titulari, 2 rezidenți. Asistenți medicali, aprobat prin fișă, sunt 20 de asistenți. La ora actuală, existenți, care lucrează în centru de primire urgență, sunt 20. Asistenți social, aprobați prin statul de funcții de către Ministerul 1, care lucrează, angajat, 1. Registrator medical 1, existent și care lucrează, 1. Infirmier 3, care lucrează, existenți 3. Îngrijitor de curățenie 7, care lucrează efectiv acum 4. Sunt încă 2 posturi scoase la concurs. Se vor ocupa în perioada imediat următoare. Brancardier 11, care lucrare efectiv există 10. Unul este scos la concurs. Și personalul de pază care e asigurat de firmă prin contract. Problema se pune că pentru tot acest personal, făcând activitate și de noapte, este o activitate non-stop, trebuie date libere. Ei lucrează 24 la 48 de ore. Și aici, cum mi-am făcut eu lucruri și calculele mele, aș încerca să putem lucra dimineața, când e foarte aglomerat, cu minim 2 medici, poate uneori și cu 3, și să încercăm să avem 4 asistente. În momentul de față se lucrează cu 3. Dacă am putea lucra cu 4 asistente, în care, fiind 2 medici care lucrează, o asistentă la fiecare medic, una care să facă triajul și una care să asigure prim ajutor chiar în idee de paramedic. Că unul mai este pe imobilizări, că mai vin și băuți, mai vin și căzuți în diblă și care înnebunesc, se fac scandal. Nu e o activitate foarte simplă. Sunt perioade când lucrurile se desfășoară normal, sunt perioade când și medicii și persoanele de acolo simt că nebunesc. Deci m-am preocupat în mod direct. Astăzi, la ora 12, voi avea o ședință, ultima ședință de analiză. Deci una a avut joi, una a avut loc, v-am spus de fapt, una a avut loc miercuri, una vineri și astăzi va avea loc cealaltă. Ca pe realitățile, pe ceea ce există acolo, să vedem ce putem face ca să asigurăm o funcționalitate mult mai bună. De asemenea, și rezolvarea unor probleme pe care eu le-am sesizat din punct de vedere material. Așa cum v-am transmis, am dat 15 august termen de rezolvare. Cam astea ar fi datele care țin și de campanii, de activități, de spital, pe care ne preocupăm în această perioadă, dincolo de lucrările pe care noi le facem, activități, vedeți că lucrările continuă și întreținere și investiții în oraș, nu ne-am oprit. Așa cum ziceam, unii că se lucrează tare pe în campanie. Nu, noi lucrăm tare tot din 8 ani jumate. Și dăm în continuare cât putem, numai să fim sănătoși, să avem putere. Este un oraș cu multe probleme, este un oraș greu. Noi cunoaștem problemele lui, ceilalți toți o parte le cunosc, o parte nu le cunosc, o parte
de probleme nici nu trebuie cunoscute, sunt sub o anumită situație de secret de serviciu, pe, cât, pe care noi le instrumentăm, le analizăm și de fiecare dată intervenim ca lucrurile să funcționeze cât mai bine. Este o perioadă un pic mai grea, când o parte din oameni, sigur că trebuie să meargă și în concedii, așa este normal. Alții vin din concedii la Roma și creează în această perioadă o suprapopulare, dar nu e nimic, noi ne bucurăm că vin. Îi invităm lor la, doar la decență, comportament civic, o bună colaborare cu instituțiile statului și atunci toate lucrurile vor funcționa bine. Noi suntem aici să asigurăm ca lucrurile să meargă din bine în mai bine și să putem acoperi întreaga zonă de responsabilitate. Cam astea ar fi lucrurile. Dacă aveți întrebări, vă răspund. Vă rog. Ca un follow-up la ce spuneți dumneavoastră în timpul prezentării, se impune un program prelungirea evidența persoanelor? Nu. Deocamdată funcționează normal. Am văzut că ai explodat numărul cărților de evidență. Da, dar facem față. Facem față foarte bine și vreau să vă spun că suntem cea mai rentabilă și mai funcțională din întreg județul. Nu știu dacă ați auzit din bătaia care au avut loc săptămâna trecută la Tiatra. Da? S-au bătut și au spart capul acolo. Deci la noi și la pașapoarte și la buletine funcționăm bine și se pare că și ideile pe care le-am avut și inițiativele care le-am avut cu dozare, cu tichete, cu online, iată, dau rezultate foarte bune. Vin oameni din Italia, din Irlanda, din Spania care s-au programat deja de acolo, o lună în urmă, ei știu ziua și ora când vin, totul e corect, frumos, civilizat. Și zic că am adus un plus de civilizație pentru romani, măcar din acest punct de vedere. Licitația care se va desfășura pe 4 august pentru locurile de parcare de reședință, încă mai este deschisă perioada de înscriere pentru cei care nu au deschisă? Cu zi înainte. Da. Deci între 28 iulie până pe 3 august are loc licitația. Pe 4 se face licitația. Pentru tine, de fapt, a spus că n-a stabilit. Na, acum se discută în biroul de evenimente speciale, în timpul cel mai scurt vom amenaja tot în această lună. Cel mai devreme sfârșitul lunii august ca să vă schimbi să organizați. Da, va fi mai mult o prezentare. Eu am să încerc să fie și o prezentare, să fie și o pornire, să se meargă, dar n-am să vreau să facă drifturile de acolo și cursele de acolo. Nu vreau să distrug ceva în creat, vreau să fac tot în ștrand. Și vreau să fac ceva frumos, de primă ediție, dar mai potolit, deci, mai liniștit decât ce se întâmplă la Piatra, da. Înțeles. Spuneați că ați discutat în Comitetul Director al ANR-ului despre fondurile europene. Pe de altă parte, la Ministerul Mediului se deschide acum pe fondul de mediu o nouă axă pentru Casa Verde și Casa Verde Plus. Am să ghidul. Se lansează ghidul. Ghidul, da. Clădirile publice sunt și ele de în această categorie, așadar, dacă puteți, dacă vă gândiți, că ar putea fi o variantă. Păi, luat în calcul, în analiză, o clădire publică nu poate să fie beneficiară a două finanțări. De aceea noi trebuie să vedem, de exemplu, cum e primăria, mă duc să-i pun panouri sau îi fac reabilitarea totală pe por. Da, mă duc pe por. Adică să văd unii mai rentabil și nu pot să atrag mai mulți bani. Da. Dar este analiza, am discutat-o și asta în ședința de joi. Mai ales că aici, noi la clădirile principale ne-am cam făcut astea. Spitalul, liceu, program sportiv, sala sporturilor. Campania spune ce să simplificăm, o campanie foarte bună. Eu sunt adeptul de birocratizării. Dar cât autonomie aveți dumneavoastră ca autoritate publică locală să faceți o birocratizare? Pentru că mă refer la partea de cereri, mă refer la partea de formulare. Alea care sunt tip și care sunt în lege, sigur că nu avem competență sau nu competență, nu avem puterea să intervenim. Dar poate sunt anumite lucruri și din punct de vedere a fluxurilor sau din punct de vedere a accesibilității. Și oamenii pot să vină cu anumite propuneri, pentru că știți câteodată din cauza pădurii nu vezi copacii. Fiind în interior, nu întotdeauna ai cea mai bună perspectivă. S-ar putea de afară cineva, din 10, 15, 20 de idei, chiar o idee să fie constructivă și ok. Și păcat să nu o folosim dacă ea este. Cu plăcere. Domnul Ivan, v-ați supărat pe constructor pentru strada Alexandru cel Bun de două ori, dacă mi-aduc aminte, în legătură cu canalele. Da. Situația e la fel de proastă așa. Adică ceva trebuie făcut acolo. Ele se lasă în continuare. Varianta cu plombă, cum se încearcă acum, nu e o soluție. Se lasă și plombă. Tot în zona aceea,
Există terenul pe care l-a luat episcop, mă rog, Fundația Melchisedec, care a amenajat acolo acest frumos, dar rămâne o zonă care, eu nu-mi dau seama cu e, între gardul Fundației și gardul de la Romanița. Este, n-aveți idee ce acolo. Aia a fost cedată episcopiei. E junglă, e o vegetație atât de deasă, plasele de gard, că sunt de beton, au început să dispară și pe acolo intră tot felul de, sunt depozite de sticlă, de mizerie, de... Și ultima, poate puteți influența pe cei de la episcopie, dacă tot au luat spitalul vechi, poate încearcă să facă ceva cu curtea aia, să o cosească. Am vorbit dimineață în operativ, am să trimit eu. Plantele alea care agață pe gard, deci acolo vin oameni turiști să duc la episcopie, ce văd? Da. E de la aia care e pe gard, să știți că chiar nu e așa de urâtă, nu, dar și, mai acoperă. Aia chiar nu e așa de urâtă și mai acoperă iedera. Nu iedera pe mine mă deranjează. Dar beldiile alea crescute, alea da. Și am discutat dimineață în operativă, chiar am discutat dimineață să intervenim. Și am spus să facem echipele pentru cosit în oraș, dar un om să fie trimis acolo și de dimineața până se termină cioc-cioc-cioc-cioc, cât un pic măcar să dăm jos, într-adevăr, beldiile alea. Ei n-au, în calitate de proprietar, n-au posibilități? Le-am spus, ei tot la noi vin și apelează, că n-au cu ce, că n-au cum, că n-au care, că n-au... Da, păi ei n-au niciodată. Și ultima, da. Să știți că în zona favorit, efectele dezinsecției nu s-au simțit. Stăteam de vorbă cu domnul Scutaru, a zis că la el s-au simțit, au murit și gândacii și muștele și e ok. Zic, mă, poate că l-a dus vântul doar la tine, că încoace... Deci seara, plasele de țânțari sunt plasele de insecte, sunt negre. Eu vreau să vă spun că la mine în curte stau liniște seara și nu e nimic. Da, da, eu sunt în Malul Moldove. Deci la Lidl, favorul. Bun, acum știți ceva? Noi am dat și numai pe partea asta, pe partea cealaltă n-am dat, că nu puteam să mă duc pe alt teritoriu. A, și din coloniile de la Horia. E posibil și asta. E posibil și asta. Zona da. Roman de tot. Era planificat da, inițial... Dar nu poți plătesc banii. Nu zic, e zona... Da, da, inițial, înainte de asamblea, era planificat pentru 4 zile sau 5. Ulterior a devenit mai de 20. Nu, nu. S-a făcut program întotdeauna, în cadrul a 4-5 zile, două zone de atac. Deci, și prima dată și a doua oară, pentru că e destul de strict vremea, e destul de importantă, s-au stabilit zona de intervenții, pentru că pentru zilele alea luăm aprobare de la aeroport și de la turul de control. 4 zile, ora, dar în cadrul lor, două zile de intervenție. Așa a fost și la... Da. Da. Mi-am notat problemele care mi-am spus și voi încerca să rezolv din ele. Da. Dar referitor la reparațiile din spatele casei... Ați sărit-o pe doamna Flora. Ia vine la da. Aveți de spus? Mergem prin permutări. Mergem prin permutări circulare. Asta e. Doamna Flora n-are de spus doar. Da. Ai trecut și de mine, spuneți. Vă rog, doamna. Plăcerile de la Spitalul de Psihiatrie Roman, unde ați văzut că descinderile de cot au făcut o descoperire a faptului că se luau din pensiile celor fără discernământ și s-au găsit niște bani nejustificați acolo. Dacă cu acest prilej nu v-ați pus problema, să vedeți ce se întâmplă și la noi, dincolo, la casa vârstnicului. Există acolo oameni care, cărora le sunt reținute pensiile? Da, dar există în mod legal, corect, cu un contract semnat de fiecare și care se oprește pe stat. Deci nu-i la mica înțelegere. Fiecare știe cât și cum. Lângă spitalul acesta... Iar spitalul de psihiatrie nu ține de primăria municipiului Roman, ține la Consiliul Județean. E o problemă care, sigur, e urât că a apărut, dar noi ne-am putea ocupa de instituțiile care le avem noi în subordine. Acolo, lângă acela zi de bătrâni, mai exista și un azil în care era un îngrijit bolnav care nu ținea de Consiliul Județean, ci tot de Primăria Roman, dacă nu mă înșel. Nu. Niciodată. Acolo sunt două clădiri. Sunt două clădiri în aceeași curte, ambele țin de Consiliul Județean. Deci nicio influență nu avem noi acolo nici un fel de atribut.
ați lansat apelul acela săptămâna trecută să se îngroape securea războiului la Consiliul Județean. Din păcate, apelul dumneavoastră nu prea a avut rost și iată că... Rostul a avut, nu a avut feedback pozitiv. Feedback și finalul. Cea de-a doua tranșă nu a fost alocată și din câte știm noi, nu se știe cum va fi cu rectificarea și cât va mai dura rectificarea, ori au început să curgă penalitățile de întârziere. Ce soluție aveți pentru... Dacă nici la ședința următoare... Noi sperăm la rectificarea care va veni cu fonduri de la central către regional. Pentru că acum, practic, ce au făcut? Ei au făcut o rectificare în interiorul, așa cum am făcut și noi, în interiorul instituției. De pe capitole în care s-a cheltuit mai puțin, pe capitole unde s-a cheltuit mai mult, funcție de incidența evenimentelor, și a fost o așezare internă. Așteptăm rectificarea națională. Rectificarea națională care va avea repartizare de fonduri și din informațiile mele. Știu că va fi o rectificare pozitivă. Și atunci sperăm că vor veni fonduri și atunci să se rezolve și această problemă cu a doua tranșă pe care Consiliul Județean și-a asumat-o și prin contract și sperăm să se poată rezolva și această problemă. Dar sperăm a doua... Nu este în dragi faptul că consilier cu Roman, Oana Bulai, Corduneanu, Grumăzescu de la Bozieni, Dan Manoliu, n-au fost de acord să se bate de, ca aceasta să fie o prioritate, pentru că ar fi existat dacă nu se cumpăra o mașină, dacă se amânau, nu știu ce nimic. Iată că se pare că ordinul politic bate patriotismul local. Eu am avut o discuție destul de dură cu domnul consilier Cordoneanu, care mi-a spus că l-am întrebat, domnul consilier, totuși dumneavoastră sunteți romașcan, dacă Doamne ferește, vă îmbolnăviți mâine, nu vă spun că de data a fost, mi-a spus că îi urez, nu îi urez să îmbolnăvească, dar mi se pare, ca să, într-o asemenea chestiune, să votez politic, este degradant. Și nu mai ales că e o chestie asumată și contract. Eu sper ca la rectificarea națională să putem beneficia totuși de această două rată. Un apel din partea locuitorilor blocului 12 pe cea Rosete este blocul de la Marom de acolo, unde în fața lui există lângă Medclass o stație de taximetre. Deci vecinii de acolo mi-au spus, și cred că situația este valabilă pentru toate stațiile de taximetrie din oraș, nu considerați că ar trebui adunate firmele acestea și mână de la mână să pună, să se găsească un loc de amplasare în obiceiuri publice, pentru că locatarii de acolo se plângă, este jal. Așa cum a fost transformată în obiceiul public Casa de Cultură de acolo, așa se întâmplă cu blocurile acestea. Bun, acum nu poți să faci lângă fiecare stație de taxi câte un obiceiul public în oraș. Dar măcar am devenit orașul obiceiurilor publice. Dar se va construi aici, se va termina anul ăsta, unul în spatele Casei de Cultură, este unul în spate primăriei aici, este la piață, este la piața mică. Deci sunt niște WC-uri publice. Acum, eu știu că plec în oraș înainte a ieși din casă sau de la servici, mă duc la toaletă. Da, dar un șofer acolo stă 8. Ei, nu stă 8, circulă și el, circulă și el și ajunge dintr-o zonă în alta. Și când au oprit într-o zonă, știu, știu. Locatarii și dacă o să aveți în vedere da. Măsuri suplimentare, că cei care se duc la recoltarea de sânge au suficiente garanții, pentru că ați văzut că la nivelul țării s-a descoperit acum că și donarea asta de sânge nu este suficient de securizată, nu avem decât jumătate din necesarul modernizărilor în aceste stații de colectare. Care este situația celei de la Neamț? Știți ceva? Eu știu că are toate dotările necesare și face față. Face parte din cele 20? Da. Da. Atunci înseamnă că nu există. Eu știu că e ok. Asigurarea parcului de mașini, deci asigurări pentru parcul de mașini, RCA-ul, acesta care a ajuns la niște cote aberante, cât
câte mașini are în parc primăria și dacă le-a asigurat, le-a făcut RCA-ul ăsta? RCA-ul e făcut, că e făcut de la începutul anului pe anul ăsta. Să vedem unde vor crește și vor fi, unde vor fi în anul următor. Că anul ăsta nu a fost exagerat, adică au fost în normalitate anul ăsta. 300% spun transportatorii. Că urmează? Sau ce? Și s-au majorat. Nu, dar noi le-am avut făcute de anul trecut. N-am făcut încă pentru anul viitor vom vedea cât vor fi. Avem câteva și noi. Sunt câteva mașini și câteva utilaje. În jur de 20. Și cam sunt tractoare, sunt camioane, sunt autoutilitare, sunt... Cum? Cam 100 de milioane, spunea domnul persoane. Mai transport persoane. Alea se scumpe stare pe transport persoane. Nu-i de alea n-avem. Da, nu-i de alea n-avem. Iar pentru utilitare am înțeles că rămâne la fel. Așa am înțeles. Da. Vă rog? Spuneați că a început și am văzut că a început reparația avarială din spatele casei de cultură. Eu nu fac decât să transmit întrebarea unor persoane care locuiesc în zone și care erau deja nemulțumite de faptul că probabil plătesc în plus pierderile alea de apă. Acum au trecut 6 luni de când am atenționat prima oară asupra pierderilor de apă. Între timp situația s-a agravat și jumătate din strada e decopertată. Sper să se rezolve problema. Oamenii ne-au întrebat în schimb, cine o să plătească refacerea străzii, pentru că apa servul nu face și asfalt. Nu, nu apa servul totdeauna în urma intervenției plătesc primăriei. Refacerea și refacerea o facem noi. Deci strada va fi adusă la normal așa cum a fost. Da, cât s-a dus de acolo? Am intrat destul cu excavatoarele. Da, nu, s-a duce la normal totul. Totul duce la normal. Mulțumesc. Asta e tot. Intrăm, balastăm, facem, lăsăm să se compacteze și natural, ca să nu se lase. Nu, oamenii mă întrebaseră dacă nu se plătească deja de 2 ore. Adică odată și pierderea de apă și doi și refacerea străzii. Dar nu, că pierderea de apă nu se duc la ei, că n-au intrat în contorizare. Sunt înainte de contor pierderea de apă. Se duc în sarcina apa servului. Ok. Adică da, tot în prețul apii se regăsește. Tot așa e, da. Da. Dacă după primul weekend au fost semnalate probleme de orice fel legate de activitatea din Bălcii? Nu. Tot a funcționat bine. O reacție foarte bună a oamenilor legali. Decizia noastră prin renaștere și prin viitorului să nu mai punem toate dugenele și dorintele alea. Și în general nu au fost probleme. Au mai fost probleme cu unii cu alții care tot au venit și au solicitat și presează. Dar totuși două umbrele n-aș putea să pun și o măsuță, nu pun un, și un pic de covor pe jos. Nu, am o cerere chiar ală, am dat negativ. Au venit și au spus că acolo este într-o zonă un pic trotuarul stricat. Și aș pune un covor frumos pe jos. Nu, am trimis echipa unui trotuarul stricat. Și am reparat. Dar miza nu era grijă față din trotuar. Covinii, vă mulțumim frumos că ați reparat trotuarul, dar ne lăsați să punem covorul și jos două frigidere, o masă și... Nu, nu vă lăs. Că e o decizie luată, nu de răutate. Din a respecta o decizie pe care am luat-o împreună cu toți. Da. Mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă mai aveți semnale cu acel proiect mare pe care să lasă, să uiteți la Bruxelles, știu că acel proiect a trecut de 2 etape și era în analiza a 3-a. Știu că etapa a 3-a este cea mai dificilă și cea mai grea. Acolo unde se merge și pe lobby politic, pentru că știți, la noi în țară nu este noțiunea de lobby, dar la Comisia Europeană există noțiunea de lobby. Și de aceea eu am propus și este în lucru la Direcția de Urbanism încă o linie prin care am vrea să depunem, dacă nu întreg proiectul, măcar o secvență a lui. Că acum să dea Dumnezeu să câștigem 2 părți. Că poți renunța la una. Cum a fost cu casa Celibidache. După ce am terminat-o de reabilitat, a venit și cealaltă cerere de finanțare că am câștigat-o. Să o facem, da. Nu mai avem cum. Așa încât noi căutăm mai multe părți să depunem și să vedem unii cresc șansele de a câștiga. Da. Alte întrebări? Cu întâlnirea de azi cu spitalul, participarea presei sau... Cum aflăm ce s-a discutat acolo? Deci va fi o ședință de lucru între mine și ei. Eu n-aș avea nimic împotrivă să fiți și dumneavoastră, dar cred că ei ar avea alteți. Nu le vor conveni și poate mai bine să pot vorbi un pic liber cu ei.